Dragi buzoieni din Țintești și Buzău, ne vedem la vot duminică 26 septembrie. Buzăul are nevoie de dezvoltare, de locuri de muncă mai bine plătite și accesul la locuințe mai ieftine. Dacă aveți încredere în mine, veniți la vot duminică 26 septembrie pentru a vota cel mai important proiect pentru viitorul Buzăului. Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii Cocktail. Vorbim despre referendum, dar și despre alte proiecte care pot veni în acest proiect al Buzăului Mare pe care l-a inițiat primarul Constantin Toma. Suntem în a treia săptămână, să zicem, de campanie de informare destul de, cum așa, incisivă, în sensul pozitiv, să zicem. Alții ar spune că negativ. Și avem o discuție în următoarea oră și jumătate, zic eu, cu doi tineri din Palatul Comunal, zicem, de alta, dar o avem invitată pe doamna viceprimar Oana Matache. Să rămâne, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Dar l-avem invitat și pe consilierul local Teodor Cojucaru, de asta vă mai duceți din când în când în ședințele de consiliu local în Palatul Comunal, pe care, iată, l-aveți chiar în spate. Bună ziua, bine v-am găsit! Da, e bine că am o discuție cu tineri, pentru că, apropo de ce spunea domnul primar și de ceea ce propovăduiește, printre altele, în legătură cu Buzăul Mare, unul dintre argumente este că această unire este nu pentru noi cei care suntem acum pe pământ, ci pentru nepoții, tinerii, mă rog, tinerii care vor putea să beneficieze de Buzăul Mare. Și vom vorbi despre această perspectivă, despre această viziune, nu înainte de a întreba cum au început școlile. Știu că sunteți pe zona asta și de școli, la Numătache, și cu proiecte inedite în Buzău, care și-au dovedit eficiența. Cu ce probleme ne confruntăm la început de an școlar, în afară de COVID, care deja a închis câteva clase? Eu zic că au început bine școlile prin faptul că au putut veni și fizic și au putut fi și familiile alături de copii în deschiderea acestui an școlar. Eu sper să rămânem cât mai mult timp așa. Eu îmi doresc să fie așa tot anul, dacă este posibil. E foarte important, mai ales pentru cei mici de la grădiniță și din ciclu primar, să fie prezenți. Nu m-aș gândi neapărat la probleme, ci la provocările normale pe care orice primărie le are, aceea de a dezvolta infrastructura școlară, dar noi încercăm să rezolvăm cât mai repede și cât mai eficient provocările cu care școlile se confruntă. Mai exact, avem un raport pe coduri de urgență și luăm școlile la rând și le bugetăm la fiecare rectificare bugetară, astfel încât să își poată soluționa aspecte precum terenurile de sport, acolo unde nu arată corespunzător. Chiar școala numărul 16, Ion Creangă, și școala numărul 7 au primit la rectificarea de astăzi. Chiar astăzi au primit buget pentru a-și amenaja terenurile de sport, pentru că nu sunt în cele mai bune condiții acolo și rând pe rând încercăm să asigurăm cele mai bune condiții în unitățile de învățământ. Da, eu v-aș întreba, chiar să nu uit lucrul acesta, neapărat într-o ordine importanță, despre învățământul finlandez, pe care cred că dumneavoastră l-ați adus. Adică știu că sunteți inițiatorul acestei colaborări cu profesorii finlandezi. Eu aș dori să știu dacă ceva se întâmplă practic din ceea ce au învățat profesorii în acele zile de cursuri. După ce au fost în acea perioadă de training face-to-face cu experții finlandezi, acum sunt în perioada de online. Sunt în fiecare săptămână alături de experții finlandezi și încep să monitorizeze ceea ce pot aplica la clasă din ceea ce au învățat, din ceea ce au experimentat. Fac și acest schimb de experiență, oferă feedback despre cum se desfășoară lucrurile în momentul în care le aplică cu copiii și, sigur, avem o echipă de monitorizare alături de colegii de la Inspectoratul Școlar Județean și după această primă etapă de 3 luni în care continuă formarea, o să avem și feedback și o să venim și cu niște rezultate concrete cum s-a desfășurat prima etapă a proiectului.
iar în a doua etapă a proiectului, care se va desfășura din ianuarie 2022 până în mai 2022, vom avea evaluarea oferită chiar de experții finlandezi, fie vor veni aici fizic, dacă Doamne ajută, va fi situația ok, fie le vom oferi noi rezultatele în baza evaluării pe care ei ne vor trimite, pe care va trebui să o gestionăm. Bun, așteptăm cu mare interes să fie și partea practică pusă în aplicare. Îndată, dar învățământul finlandez recunoscut la nivel mondial vine cu niște lucruri care ar putea să deranjeze un pic un fel de conservatorism, atât din partea profesorilor cât și din partea părinților. Pentru că înțeleg că aici, în învățământul ăsta finlandez, e un lanț așa, care trebuie să fie legat. O relație între școală, profesor, elev, părinte. O să fiu tare curios cum se va aplica lucrul ăsta când părintele, știu foarte multe cazuri, părintele e un pic așa, el acum e pretențios, profesorul e nu știu cum, doamna învățătoare nu știu cum, a fost perioada aceea online în care, eu uite cum vorbește, eu știu mai bine decât cu tărica. Se întâmplă acest lucru tocmai pentru faptul că părintele e un simplu vizitator în școală și nu este atât de mult implicat. Tocmai asta face finlandezul, aduce pe părinți inclusiv la ore. Și în programul nostru o să fie o perioadă în care părinții... E teamă de asta. Da, vin să-și prezinte, de exemplu, profesiile. Da. Sunt psiholog, sunt inginer, vin să le vorbesc copilului despre ce înseamnă acest lucru și se creează o altfel de legătură. Adică părintele nu mai vine așa doar ca o mână deasupra capului profesorului să-l întrebe sau, din contră, chemat și muștruluit că uite ce a făcut copilul și uite ce se întâmplă. Se creează o relație normală de colaborare. Chiar citeam dintr-un proiect educațional care se desfășoară la Cluj în această perioadă despre această legătură extrem de importantă de încredere. Nici o societate sau nici o instituție, absolut nimeni nu funcționează dacă nu există această relație de încredere. Și tocmai asta încearcă și finlandezul să creeze în școli, relație de încredere între cadre didactice, copii și părinți. Da. Aș mai vrea să punctez și că e bine că v-am prins după o perioadă delungată și vreau să vă întreb ceva. Eu am o dezamăgire ca părinte, ca buzoian, a faptului că nu foarte multe școli au dorit să participe în acest proiect. Și cred că asta ține exact de ce spuneam mai devreme, de acel conservatorism. Au fost 23 înscrise inițial, au rămas 15 pentru că au fost anumite criterii pe care trebuiau să le întrunească cadre didactice, mai exact să aibă cunoștințe de limbă engleză, pentru că mare parte din training, absolut totul este tradus, avem interpreții la dispoziția profesorilor, dar e important să poată să își formuleze propriile întrebări, adică să nu fie stingeri. Și atunci acesta a fost un criteriu. Un alt criteriu a fost să aibă minim 3 ani de experiență în momentul în care preiau grupa mică sau clasa pregătitoare. Și de aici s-au mai... Nici nu au dat bun lucru așa să... Noi spunem că totuși sunt ok. Noi părinții sunt la ideea să implementăm în 3 unități pilotul și am ajuns, adică am rămas cu 15 din 23, este în continuare ok și avem foarte multe solicitări după ce au văzut că se întâmplă pe bune. Cred că a fost și această ușoară neîncredere că poate e la nivel de discurs politic, știu eu, sau o poveste frumos prezentată și în momentul în care au văzut, chiar au venit pe buni experți și au venit și ambasada și că se întâmplă, noi am primit mesaje că vrem și noi să intrăm în următoarea echipă care va fi probabil în vara viitoare pregătită. Deci suntem deschiși și dacă se va dovedi implementat cu succes și cu rezultatele așteptate, noi vom relansa un apel primăvara 2022 pentru a se înscrie și alte unități. Nu degeaba am pronunțat cuvântul conservatorism. Teodor Cojocaru, un consilier, un om politic tânăr, de fapt, și bineînțeles că trebuie să existe și o viziune asupra educației, pentru că noi avem Ministerul Educației cu cei mai mulți miniștri schimbați după perioada de revoluție. Adică e portofoliu cu cele mai multe, cum s-ar spune popular, șosete schimbate. Dar reforma aia n-a venit până acum. Da, acum după
ce a vorbit Oana despre școala finlandeză și lucrurile frumoase, venim la ce se întâmplă și pe meleagurile noastre din punct de vedere al guvernului. Nu știu, dar așa cum a spus și dumneavoastră, experiența mea politică nu e atât de mare și nici nu-mi doresc să fim genul de politicieni care să vorbească urât despre celălalt. Dar generația tânără, teoretic, ar trebui să fie deschisă schimbările. Da, din fericire, anul trecut, când domnul primar a luat decizia, pentru că dânsul a luat decizia să schimbe un pic Consiliul Local, am acceptat un pic mai mult. Da. A fost decizia dânsului, pentru că la sfârșitul zilei și dânsul răspunde, dar și noi răspundem alături de el, și atunci cred că și-a căutat niște oameni care să aibă curajul să răspundă provocărilor de zi cu zi din primărie. Eu sunt unul din consilierii care nu sunt angajat în sistemul de stat. Lucrez de 13 ani doar în sistemul într-o companie privată, privat. Revenind la întrebarea dumneavoastră, ascultam zilele trecute, cred că și pe Oana și cred că și pe domnul primar, în Buzău, din fericire, se investește dublu față de cât se investește într-un oraș normal pentru educație. Practic, primăria a alocat sume importante pentru educație și cred că acest lucru se poate vedea și, așa cum spuneați dumneavoastră și mai devreme, că sunteți unul din părinții un pic supărați că poate nu au participat toate școlile. Cred că este la sfârșitul zilei dreptul fiecăruia să aleagă dacă vor să meargă de la început sau vor să aștepte. Poate unii, așa cum spuneați, fiind un pic mai conservatori, au dorit să vadă ce se întâmplă cu proiectul pilot și apoi să decide dacă vor să meargă și ei sau nu. Practic, nu e nimic de pierdut, pentru că nimeni nu-și dorește și cu atât mai puțin primăria nu-și dorește ca această nouă generație de copii, printre care e și băiețelul meu, că e clasa 1 acum și vorbeam mai devreme de COVID și tot ce se întâmplă în această perioadă, nimeni nu-și dorește o generație de oameni mai puțin deștepți. Toți ne dorim ca generația viitoare să fie mult mai deșteaptă decât am fost noi la vremea respectivă. Și atunci eu sunt total alături de colegii mei care se ocupă direct, pentru că nu mă ocup direct de ceea ce fac Oana, alături de consilierii pe care i-a are pe partea de educație. Dar suntem alături de ea ori de câte ori ne solicită ajutorul, pentru că, din fericire, ne-am cunoscut toți anul trecut și am pornit la un drum împreună și am rămas pe drumul acela. Da, ar fi interesant, uite, în cadrul acestei emisiuni. Uite, fac o paranteză, că primarul, până la urmă, a recunoscut la Radio Campus că trebuie să fie luată și această latură. Dom'le, că e vorba și despre încrederea în mine ca primar, ce am făcut eu în acești ani și că, până la urmă, oamenii sunt chemați la vot și dacă au încredere în dânsul, să voteze da la referendum, că dânsul vine cu acest proiect și îl susține până în pânzele alte. Iar voi sunteți la aproape un an, nu? De la un an. De mandat. Peste o săptămână și câteva zile e un an. N-am programat-o pe asta, da? Da. Am putea face așa un bilanț, nu? Domnul Cojocar, la Comisia de Buget, ce activitate ați avut dumneavoastră acolo și ce ați făcut spre bine, știți că e vorba, spre binele cetățeanului? Nu știu dacă am încercat să fac spre binele cetățeanului, sper că mi-a ieșit de fiecare dată. Cred că cel mai important lucru pe care l-am făcut și lucrul ăsta se poate vedea, este faptul că toți colegii din Comisia de Buget, înainte să ajungă acolo, în ziua respectivă își cunosc foarte bine conținutul proiectelor. Nu știu dacă se întâmpla înainte. Toți colegii din primărie, de fiecare dată când e Comisia de Buget, sunt prezenți acolo, indiferent de departamentul din care fac parte, dar n-am semnat niciodată fără să știu despre ce-i vorba. Practic, cred că venind și din mediul ăsta privat, învățat tot timpul să urmăresc toate hârtiile care mi-au trecut prin mâini de-a lungul anilor,
cred că am reușit să ajung la un nivel în care acum Comisia de Buget să fie, din punctul meu de vedere, una profesionistă, în care oamenii știu ce au de făcut, fiecare știe rolul pe care îl are în comisie. Nu ascund faptul că, din punctul meu de vedere, fără să minimizez celelalte comisii, dar cred că este una din comisiile unde se iau decizii foarte importante, pentru că de acolo pentru cheltuieli, corect. Pleacă banii. Nu vă ascund faptul că au fost de multe ori unele din proiectele propuse date înapoi pentru a redacta din nou acel proiect, pentru că este normal, se poate întâmpla să fie o greșeală, se poate întâmpla să fie un cuvânt scris aiurea și atunci se poate schimba tot conținutul acelui text. Bine, mi-a făcut să aud că au fost date înapoi pentru că vi s-a părut o sumă prea mare. Au fost și astfel de proiecte. Tot timpul, bineînțeles, în momentul în care le-am descoperit, le-am discutat cu colegii mei la vremea respectivă și apoi am mers mai departe la domnul primar, unde i-am prezentat că am simțit că e ceva în neregulă acolo. Iar pot să vă spun că partea bună e că există deschiderea asta tot timpul să comunici. Practic, cred că de aia ne-a adus aici, pentru a încerca să aducem un suflu nou. Nu că n-ar fi fost, dar probabil era nevoie și de niște oameni care vin din alte domenii, nu care au stat, nu știu, 20-30 de ani pe aceeași poziție și știți cum e. Eu am 13 ani de experiență, dar la un moment dat ajungi la un nivel în care te plafonezi. E normal, nu e un lucru anormal. Acum depinde cât de deschis suntem schimbării. Dacă vrem o schimbare sau dacă nu vrem. E simplu, din punctul meu de vedere. Și atunci, cred că, odată cu venirea noastră, cred că și oamenii din primărie se simt confortabil cu noi. Eu, cel puțin, am o relație foarte bună cu angajații primăriei. Tot timpul, dacă am cerut ceva, știu că nu am cerut doar de dragul de a mai chema pe cineva la raport, între ghilimele, ci pur și simplu am vrut să fiu sigur că atunci când semnez lucrurile de pe ordinea de zi, se întâmplă exact cum ar trebui să se întâmple. Și aș vrea doar să vă dau un exemplu, și cred că este în zilele astea se discută destul de mult. Astăzi colegii noștri au discutat în ședință, chiar dacă, din păcate, astăzi n-am putut să particip. Nici eu, nici doamna vice, e adevărat. Am primit toți consilierii din partea companiei Concas o hârtie prin care suntem și noi trași la răspundere pentru ce se întâmplă acolo. Și da, problemele cu cartierul. Problema cu cartierul Orizont. Din păcate, sunt foarte mulți oameni care stau acolo și pot să spun că mă număr printre oamenii care stau în acel cartier. Este un subiect pe care nu cred că vrem să-l dezvoltăm foarte mult în perioada asta, sau eu le-am și spus colegilor din Consiliu că e un subiect care în acest moment este pe masa judecătorilor și nu pe masa noastră, să putem noi să luăm o decizie pentru acel cartier. Și atunci, asta e, ca să vă dau exemplu de care vorbeam, tocmai de aia nici nu este încă pe masa Consiliului Local, pentru că cred că întâi judecătorii trebuie să-și dea cu părerea și abia apoi, când o să avem un răspuns clar, putem și noi să venim. Bine, sunt câteva victorii de etapă, zicem noi, în tot litigiul ăsta care e răspândit în mai multe instanțe, dacă tot vorbim de cartierul Orizont, dar problema pe fond este reală, a faptului că mulți dintre proprietari nu pot să cumpere terenul, efectiv. Este adevărat. Dintre proprietarii caselor. Da. Ce am mai văzut acum, că nici băncile, pentru noi proprietari care vor să-și cumpere casă, nici băncile nu dau credit, pentru că, practic, nu poți să le prezinți actul pentru teren. Practic, tu mergi cu actul de proprietate la casă și ei vor să facă evaluarea, dar neavând terenul, nu pot să dea bani pentru noi locuitori ai cartierului. Poate că pentru Țintești nu o să fie această problemă. Dacă se face Buzău mare,
că va exista o suprafață pe care o să construiască și gata, adică să rezolvă problema este, de la început. Venind aici, da, asta cu... Bine, acum n-am înțeles tarlaua... câte vor fi construite, că 15.000 inițial, după aceea 5.000, adică nu mai înțelegem, dar important că vor fi construite. Mi-ar plăcea să cred că am fost și eu parte din această idee cu... tarlaua aceea specială pentru cartier, pentru că, țin minte, la început, când a venit domnul primar cu această idee, am fost unul din cei care s-au gândit la lucrul ăsta. Revenind la referendum, că este pe buzele tuturor în aceste zile, și chiar astăzi am venit de la un eveniment pe care l-am avut într-un județ vecin, și acolo erau oameni cu care eu lucrez și care nu au treabă cu Buzău, care mă întreba, băi, ce faceți? Vă uniți cu comuna de lângă voi? Nu știu exact cum se numește, dar e clar că este un mesaj dat de noi ca și comunitate și către celelalte localități. Nu știu dacă ați observat, dar în ultimele săptămâni am văzut și mesaje ale multor primari din țară de susținere pentru referendumul din 26 septembrie. Practic, noi trebuie să ajungem acolo pentru că mergem în fiecare zi pe stradă în orașul nostru și vedem că mașinile nu mai au unde să stea, cartierele sunt din ce în ce mai pline de oameni, adică forfota de acum, nu-i forfota de acum 20 de ani din cartiere. Bine, dar nu o să mute buzele la țintești, sincer. Eu am foarte mulți prieteni care în ultimii 2-3 ani și am și acum prieteni care se mută din oraș. Bine, adică că și funcție primărița Oana Matache s-a mutat din altă țară și a revenit la Buzău. Da, adică aceea e mai aproape. E o comparație un pic... putem să facem o comparație. Este o comparație, adică dacă a făcut... Adică am mai vorbit despre povestea asta, cum de-ați ales totuși, adică mulți... adică nu erați bine acolo, era, măi, cum să vii să te întorci în țară? În primul rând, să te întorci în țară. Bun, și după aia de ce în Buzău? Ați argumentat atunci și acum un an când ați fost prezentat în fața presei, datorită celor făcute de primarul Constantin Tomă și că pe viziunea pe care ați avea-o pentru municipiu, puteți să vă mulați prin proiectele pe care le-ați derulat și în alte țări și pe care le puteți aplica aici. Vă întreb așa pe românește, cu ce vă puteți lăuda, doamna viceprimar, după un an de mandat? Așa, cu bifă. Nu mă laud că... Nu e cazul să mă laud pentru că fac ceea ce trebuie să fac. Cred că orice persoană e într-o funcție publică și până la urmă se ocupă de proiecte din bani publici, e obligată să facă și să dezvolte. Pot să spun că în primul an de mandat nu am stat o clipă și cred că s-au văzut lucrurile acestea. Am derulat mai multe programe și nu doar educaționale, ci și cele culturale, cu care sunt, să spun așa, însărcinată prin mandatul meu. Totodată, pe partea socială, am contribuit la reglementarea unor situații destul de neclare cu locuințele sociale și voi continua să fac acest lucru. Și bineînțeles că mă ocup zi de zi alături de echipa de la primărie, de colegii mei din Consiliul Local, să facem cele mai bune alegeri pentru dezvoltarea proiectelor din toate domeniile. Cred că cei mai măsură sunt cetățenii să spună dacă am făcut sau nu ceea ce trebuie, dar eu sunt împăcată cu faptul că de dimineața până seara târziu când ajung acasă îmi fac datoria și noi chiar tot timpul, că asta vreau să spun apropo de întrebarea legată și de colegi, noi suntem într-o continuă comunicare, adică noi dezbatem chiar și în timpul liber, uite cum să facem să fie mai bine, cum să îmbunătățim un anumit proiect. Vă desprindeți ușor așa de primarul Tomă? Nu în sensul operativ, da. Adică să formați o echipă, voi, cei tineri din PSD, că până la urmă reprezentați PSD, cu funcțiile pe care le aveți, că
bănesc că trebuie să fie niște proiecte. Adică cu care să mergeți în fața primarului, adică să nu fie cum am văzut eu înainte, sau mă rog, cel puțin în primul mandat, există această detașare că... Este o deschidere foarte mare. Mie chiar îmi spunea domnul primar, cred că acum vreo săptămână, că din punct de vedere al echipei tinere, eu sunt foarte mulțumit și sunt liniștit, că știu că vă faceți treaba, știu că sunteți preocupați, sigur, ne-a monitorizat și ne monitorizează în continuare și suntem într-o permanentă comunicare, dar știe că ne ocupăm și că facem ceea ce trebuie să facem și că nu s-a înșelat în privința noastră. Este o relaționare profesională foarte bună, aș putea spune, pentru că noi nu ne simțim constrânși și vorbesc și în numele colegilor pentru că noi comunicăm între noi, este ceea ce trebuie să fie într-o administrație publică din punctul meu de vedere oriunde, nu doar aici la Buzău. Adică ți se acordă încredere și credit că din moment ce ai fost ales și pus în această poziție, ești capabil să gestionezi lucrurile fără să fără să fie nevoie să te micromonitorizeze cineva tot timpul. E ok. Eu aș da exemplu de proiectul Școala din Parc. Proiect care a animat parcurile din municipiu și care anul acesta s-a mutat și în cartiere. Pentru că noi așa, apropo, că noi vrem o țară ca afară, încă se mai vorbește. Iar proiectul acesta, Școala din Parc, pe care tot dumneavoastră l-ați inițiat, a fost un proiect și este un proiect de succes pentru că, încă o dată, e animat orașul ăsta. Mulți ani la rând nu s-a întâmplat nimic în oraș. Iar pe zona asta de educație, care este o zonă destul de sensibilă, și eu sunt de acord, chiar dacă domnul primar repetă obsesiv chestia aia cu educație, economia socială, pe toate planurile, dar dacă vorbim de educație, chiar e nevoie de o educație aplicată și e nevoie de un interes foarte mare. Iar educația neapărat în școală se face. Se poate face și outside. Așa cum e proiectul Școala din Parc. Așa este. E un proiect care deja, spun cu bucurie, merge de la sine. Chiar s-a creat o echipă de coordonare și lucrurile merg foarte bine și anul acesta am dorit să aducem și în cartiere pentru că sunt și zone defavorizate din acest punct de vedere, adică nu au acces facil la un parc mare și atunci am dorit să mergem noi către ei. Chiar vorbeam cu cei din zona cartierului Poștă și spuneau că e pentru prima dată când la ei în cartier se întâmplă ceva pentru copii, pentru că în general, dacă cineva s-ar fi gândit să meargă cu proiecte în zonele defavorizate, ar fi ales Emileasca și niciodată Poșta. Și pentru prima dată se întâmplă lucruri. Mă bucură foarte mult acest feedback și mă bucur de fiecare dată de bucuria copiilor de acolo. Fie merg și îi văd cu ochii mei, fie primesc de la colegi pozele și filmulețele cu ei. Este o mișcare a orașului și chiar participăm acum la minister cu un concurs de proiecte și sper că vom avea succes pentru că am fost invitați să participăm, tocmai pentru că a fost observat acest proiect și am primit noi invitația de a participa, nu aflasem despre acest concurs și la sfârșitul lunii vom avea depunerea și poate reușim să atragem și ulterior finanțare să ne susținem toate aceste proiecte. Da, ne depunem și noi un pic armele, că urmează pauza de publicitate, după care reluăm discuția noastră, o să facem legătura mai mult cu zona de referendum, dar am ținut neapărat, chiar dacă nu am discutat foarte multe despre un bilanț al mandatului, pentru că sunteți agenții electorale ai primarului în această perioadă de campanie de referendum, și bazându-se pe ideea asta, domne, haideți să vedem în cine avem încredere, asta este echipa primarului, echipa care vine în fața publicului cu niște argumente, cum ați fost și la dezbaterile publice, cum mergeți prin cartiere la alte dezbateri publice. Bine, pe la Țintești nu vă duceți. Noi acolo lucrurile sunt sigure, nu? Nu, dar nu acolo sunt safe. Sigure, dar noi suntem consilieri locali Buzău. Păi da, dar nu vreți deocamdată, să vă Țintești? Ba da, dar acolo este echipa de la Țintești, care da? Este alături de domnul primar. Da? Adică, da? Da, da, da. Ah,
Este, așa cum a spus, suntem în aceeași formulă ca și anul trecut, în campanie. Suntem zi de zi în diferite locuri în funcție de programul pe care îl stabilim. Suntem în jurul oamenilor, oamenii pun întrebări, sunt curioși ce se întâmplă, cum va fi. Cea mai răspândită întrebare, cred, cât teren are domnul primar la Țintești? Asta e prima întrebare din și fiecare cartier. Ce le răspundeți? Păi domnul primar le răspunde că e pentru dâns întrebarea, nu pentru noi. Păi nu, dar dacă vă întreabă cineva așa, ce le răspundeți? Că nu are niciun că metru nu mai de teren. Are. Că nu mai are. Știți, asta este... Așa a spus domnul primar, adică nici business-uri. Venim oamenii îl văd pe domnul primar ca pe... Și noi nu suntem aici să lăudăm pe dânsul, dar am avut norocul să-l cunosc de foarte mulți ani și acum câțiva ani dânsul era în top 100 capital, adică dânsul nu vine din... trococioabă din vârful muntelui să zic că eu am venit aici și vreau să iau tot. Da, nu, cred înțeles, că... Da, știți că și în campania electorală și în primul mandat și în al doilea a fost acest subiect. Dar de ce nu mai este în top? Pentru că n-a fost un bun manager, să zic. Nu cred că se pune problema așa. Mi-aș dori și din nou fac legătură cu partea privată. Nu este simplu să fii angajator nici în ziua de azi, nici acum 10 ani și cred că o greșeală pe care o poți face la un moment dat se poate răsfrânge asupra afacerii tale până la capăt. Cred că... Cred că nimeni nu-și dorește să falimenteze. Exact. Adică eu cred că prima persoană lovită de acest lucru este chiar proprietarul. Lăsând la o parte, da, a falimentat, au plecat oameni. Nu cred că își dorea dânsul să falimenteze pentru afacerea lui, în primul rând, pentru că, na, era afacerea pe care da, a dezvoltat-o trage și acum de chestia asta. Și trage și acum, corect. Da, uite, îmi place că tinerii de la Consiliul Local sunt deschiși totuși discuțiilor. Alții ar fi foarte refractari la astfel de... Eu aș vrea să adaug ceva. Cred că ne-ar ajuta foarte mult ca societate, în general în România, nu doar aici în Buzău, să nu mai fim atât de suspicioși. Știu, au fost ani, au fost ani ciudați, care s-au întâmplat foarte multe lucruri rele, dar până la urmă cu ce te ajută? Există instituții abilitate să verifice, adică nu mai trăim în anii 90 când era o anarhie totală. Au momente și... de decredibilizare, dar nu. Așa este, da, dar atâta timp cât... E mult de construit la asta. Eu mă uitam pe în Germania că oamenii, sigur, nici acolo nu sunt toate lucrurile. Fură și în Germania, cum să nu fură? Scandaluri majore de corupție acolo, da, inclusiv aeroportul din Berlin și... Da. Dar oamenii acolo își respectă, i-am ales... Hai să-i lăsăm, să vedem ce fac și să îi respectăm și să nu stăm să-i tocăm mărunt pe chestii până la urmă de mituri urbane. Sigur, când e ceva concret, real da. Și concret, nici nu se pune în discuție. Dar cred că trebuie să intrăm într-o altă perioadă în care ne axăm mult mai mult pe pozitiv, cum zicea și Teo la început. Noi nici în campania de la locale și nici acum noi nu suntem de preocupați să dăm în alții, în adversarii politici, să ne gândim, pentru că dacă te concentrezi foarte mult pe negativ, nu mai ai timp să faci lucrurile pozitive. Nu mai îți consumă și energie și timp și nu reușești să-ți atingi obiectivele. Da, cu tinerii adversari de la PNL ați vorbit în campania asta că liderii nu se pot intersecta, nu există o comunicare. Dar tinerii din PSD au vorbit cu cei de la PNL, de exemplu? Păi, sau de la USR? De la USR. Cred că USR-ul a și ieșit pe toate canalele și a spus punctul de vedere. Și PNL-ul a ieșit, dar mă gândeam că poate exista o discuție din asta mai la nivel de lider, la nivel de organizații de tineret, nu? Sau? Nu cred că... În primul rând, ca să discutăm despre acest subiect, practic ăsta, referendumul nu este al unui partid. Asta este, de aici plecăm. Bun, nu este al unui partid, dar scuzați-mă, e vorba despre oameni care sunt aleși, despre partide care reprezintă cetățeanul în municipiul ăsta. Da, eu știu părerea colegilor din PNL, dar este o părere pe care mi-au spus-o în discuții private și n-aș vrea să o discut aici. Asta linia partidului trebuie să... Da, nu vreau să vorbesc despre asta. Ideea e că
tocmai liderii partidului de la București au fost de acord cu acest referendum. Adică vedem pe Emil Boc, îl vedem pe săptămâna trecută pe Ilie Bolojan, care a venit aici. Nu vreau să discutăm despre partide, pentru că am plecat, am crezut că plecăm toți ca o echipă și ne dorim același lucru. Eu, dacă simți și eu sunt o persoană destul de dură în viața de zi cu zi, dacă aș simți o clipă că domnul primar sau altcineva are un interes major aici, eu nu m-aș asocia, pentru că n-aș putea. Așa cum zicea Oana, cred că noi, cei tineri, putem să fim căutați în toate conturile și neconturile și toate lucrurile pe care le-am făcut de și înainte să intrăm în politică, nu numai de când am intrat în politică. Noi suntem liniștiți când ajungem acasă și cred că asta e cel mai important. Dar revenim la această discuție între membrii unui partid cu celălalt. Cred că ar trebui să ne gândim că, așa cum spuneați dumneavoastră la început, poate nici noi nu o să mai prindem orașul ăla pe care ne-l dorim în momentul de față și pe care probabil fiecare dintre noi, cei implicați zi de zi în acest proiect, îl vedem. Pentru că eu mi-l imaginez cum ar putea să fie, așa cum spunea și arhitectul spaniol săptămânile trecute când a venit, nici Madridul nu era acum 40 de ani ce este acum. Și cel mai bun exemplu din punctul meu de vedere este cartierul Similească, care acum nu foarte mulți ani era un sat lângă Buzău și care acum a cunoscut o dezvoltare, dacă pot să spun așa, foarte bună. Poate e un cartier care arată poate mai bine decât alte cartiere din oraș în momentul acesta, cu stres, gaze, mă rog, și tot ce trebuie pentru a trăi zi de zi în condiții normale pentru un oraș. Bun, luăm pauza de publicitate, după care revenim și ne continuăm această discuție aici la Cocktail.